La ultima ședință de Consiliu Județean, cluburile de basket și de volei din județul Alba, angrenate în competiții naționale, au primit numai puțin de 200.000 de lei din partea autorităților județene. Este adevărat că totul a decurs legal, însă întrebarea care apare după aceste finanțări este următoarea. Unirea Alba Iulia este a nimănui? Volei Alba Blaj a primit un supliment financiar pentru anul 2012 în valoare de 150.000 de lei. Cotizația Consiliului Județean Alba către clubul de volei din Blaj era de 450.000 de lei. Cu toate acestea, datorită parcursului senzațional pe care îl are echipa din Mica Roma, această cotizație a fost suplimentată cu 150.000 de lei. Acești bani au fost alocați bugetului pentru clubul de volei pe care legală. Tot ieri, CS Universitatea Alba Iulia a primit tot din partea Consiliului Județean Alba o subvenție în valoare de 50.000 de lei. Acești bani vin deoarece echipa din Alba Iulia are un parcurs longeviv în Cupa României, motiv pentru care meciurile, respectiv cheltuielile clubului, sunt mai multe. Și această finanțare a fost acordată tot pe forme legale. Dacă aceste două echipe mari, puternice și care fac cinste județului Alba în România au primit nici mai mult, nici mai puțin de 200.000 de lei, de ce Unirea Alba Iulia nu poate să primească o finanțare legală din partea autorităților locale și județene? Echipa de fotbal, care a reușit două promovări în prima ligă, se zbate în continuare între viață și moarte. Fără niciun ban public, cu salarii neplătite de 6 luni, formația Fanion a județului este pe jumătate în prăpastie. Chiar dacă la finalul turului câțiva jucători uniriști au fost luați în vizor de echipe mari ale fotbalului românesc, acest detaliu a picat conducătorii acestor echipe, având răbdarea necesară pentru a afla soarta echipei și pentru a lua jucătorii liberi de contract. Cele mai vehiculate nume pentru o plecare răsunătoare au fost cele ale tinerilor Stan și Schuler. Prima echipă care și-a manifestat interesul pentru cei doi a fost FC Vaslui, care nu a mulțumit pretențiile conducătorilor uniriști. Pe urmă, Astra și FC Brașov au intrat în discuții, însă și aceste variante au picat. Astfel, cu siguranță, multe cluburi din Liga 1 și a 2 așteaptă cu nerăbdare desființarea echipei, precum un Uliu își așteaptă Prada. Iar acum, după aceste finanțări, ne întrebăm de ce nu ar putea fi ajutată și Unirea Alba Iulia cu forme legale de către autoritățile locale și județene.